Ce se întâmplă cu ancheta în cazul azilului Groazei descoperit aseară în județul Mureș, știe colega mea Silvia Ceh. Bun găsit, Silvia, te ascultăm. Bun găsit, ancheta a fost preluată de DICOT, iar oamenii legii s-au întors în această dimineață la azilul din Bărdești. Se fac în continuare cercetări pentru a se afla cum a fost posibil ca un centru controlat de 3 ori de către instituțiile statului să ascundă un astfel de lagăr la subsol. Între timp, se pare că directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș a fost demis. Acesta ar putea fi direct răspunzător pentru faptul că inspectorii sociali nu au descoperit până acum nicio neregulă la acest centru. Cei care au ascuns bolnavii în acele spații insalubre și i-au supus unor tratamente inumane vor răspunde acum în fața legii. Proprietarul, dar și angajații centrului au ajuns la audieri. Bărbatul care deține azilul a declarat că nu știa de acele orori petrecute acolo, iar în urma scandalului apărut angajații și-au dat demisia. Reprezentanții Spitalului Județean Mureș au anunțat că cele 13 persoane internate aseară sunt în continuare sub supraveghere medicală, 2 dintre acestea fiind în stare mai gravă. Ceilalți beneficiari au fost relocați după ce azilul din Bărdești a fost închis. Momentan, acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Silvia! Și acum o informație de ultimă oră. Un nou azil al Groazei a fost descoperit astăzi și în voluntari. 26 de bătrâni și oameni cu dizabilități erau forțați să doarmă într-o seră în plină caniculă. Toți au fost salvați și duși la spitalele din Ilfov și din capitală. Revenim cu informații noi în următoarele grupaje informative. Este oficial, guvernul a decis să majoreze etichetele de masă în 2 etape. De la 1 august, valoarea acestora crește la 35 de lei, iar a doua majorare se va face din ianuarie. Cu mai multe detalii, ni se alătură colega mea, Iasmina Ardelean. Bun găsit, Iasmina, te ascultăm! Bun găsit! De la 1 august, valoarea etichetelor de masă crește de la 30 de lei cât este în prezent la 35 de lei. O nouă majorare va avea loc de la 1 ianuarie 2024, când un bon de masă va atinge 40 de lei. Guvernul a adoptat ieri o ordonanță de urgență în acest sens, în care argumentează că valoarea etichetelor de masă nu a crescut în ultima perioadă, deși costul traiului a explodat. În plus, autoritățile recunosc că suma de acum este totuși prea mică pentru a acoperi o masă decentă pe parcursul unei zile de muncă. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Iasmina! Este sărbătoare mare în comuna Bihoreană și în Teu, unde trăiește cea mai mare comunitate de slovaci din vestul țării. Astăzi începe secerișul. Momentul este cinstit, așa cum se cuvine, de toți sătenii. Pe câmp, alături de ei, este și colegul meu, Claudiu Mihuț. Bun găsit, Claudiu! Cum este atmosfera acolo? Bună ziua, bun găsit tuturor! E sărbătoare în toată regula aici la Șinteu. Localnicii s-au trezit dis de dimineață și s-au îmbrăcat în costume populare înainte de a ieși pe câmp. Există un ritual foarte bine pus la punct și care trebuie respectat cu sfințenie, așa că înainte de a începe munca, bărbații își ascută bine, bine de tot coasele, iar apoi mănâncă micul dejun împreună, un mic dejun bogat în vitamine, în proteine, în alimente care să le ofere energie pentru tot restul zilei, pentru că va fi de muncă. E însă și multă distracție, multă voie bună. Femeile cântă aici, întrețin atmosfera. Apoi bărbații, bineînțeles, după ce au mâncat bine, s-au apucat și de muncă. Fiecare își alege câte o parcelă și se apucă de cosit. În spatele bărbaților vin femeile, soțiile sau fetele lor, care adună spicele de grâu și de secară și formează snopi. După aceea, cerealele sunt introduse într-o batoză veche de mai bine de 70 de ani și acolo sunt măcinate. Ziua se va încheia cu o petrecere câmpenească chiar aici, în zona pe care o vedeți în imagini. Interesant e și faptul că aici azi pot veni la acest eveniment și persoane din afara comunității slovace. Pot veni aici, au venit deja 10 de turiști din Oradea, dar și din Alești și din satele învecinate, pentru a vedea cum se păstrează încă aceste tradiții slovăcești. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Claudiu! Cei care s-au plimbat aseară pe promenada Crișului Repede din Oradea au avut parte de o surpriză de proporții. În dreptul casei Darvas la Roșe, transformată în primul muzeu Art Nouveau din România, localnicii și turiștii au fost întâmpinați de 5 statui vivante, simbolizând cele mai importante elemente arhitecturale care se regăsesc și pe clădirile de patrimoniu din oraș. Din când în când, actorii au ieșit din rol și au făcut câteva mișcări spre deliciul celor care s-au oprit să-i admire.
Inspirată din vitraliul cu vulturul negru, statuia Liberta a fost reprezentată printr-o siluetă feminină înaripată, care pare că levitează într-o poziție gânditoare, pregătită parcă să coboare în lumea agitată a urbei, în care aripile nu sunt potrivite. Dar nevoia de libertate în exprimare și vestimentație trebuie să fie prezentă. Depinde foarte mult de poziția pe care mi-o aleg, dar sunt destul de rezistentă. Am făcut exerciții de stretching înainte și suntem obișnuiți cu astfel de evenimente pentru că nu suntem la prima încercare. Rolul a fost jucat de actrița Alina Leontevico, care pe lângă costumație și machiaj s-a înarmat și cu multă răbdare, fiind obligată să rămână nemișcată timp de câteva ore. Cum au reacționat cei pe care... Unii sunt foarte entuziasmați, unii sunt mirați. Își pun tot soiul de întrebări, cât poate să nu clipească, cât poate să nu se miște. Alte patru statui vivante i-au captivat pe cei care au trecut aseară prin dreptul casei Darvas La Roche, simbolurile primului palat Art Nouveau din oraș, care are ca decorațiuni ciorchinii de struguri, au fost prezentate artistic și futurist în statuia denumită Dextrana, imortalizată parcă în timp, într-o podgorie în momentul culesului strugurilor. Poziția statuii vivante te îndeamnă să o însoțești sau să te servești din coșul cu fructe. Personajul meu este doamna cu strugurii și este destul de dificil, dar cu antrenament orice e posibil. Cât rezistați să stați în mișcare? Momentan o oră, că sunt începătoare, dar cu timpul sperăm că mai mult. Apreciat a fost și fotograful Hazliu Clișo, care animă strada libertății prin faptul că surprinde trecătorii care își fac fotografii cu statuile. În pielea personajului de la început de secol 20 a intrat cunoscutul actor Șerban Borda. Personajul este un fotograf de acum 100 și un pic de ani, un fotograf mai șugubăț, care nu stă chiar tot timpul pe loc, ci se ia după trecători și se oprește la un moment dat în spatele lor, așteptând ca altcineva să le facă o fotografie. Fenomenală, așa ceva numai în străinătate vezi. Foarte frumos, de-aia am făcut poze că îmi place foarte, foarte mult. Mă bucur că și în orașul nostru este așa ceva. Denumirea fiecărei statui a fost inspirată din caracteristici ale vestimentației artistice, ale temei, obiectelor sau formelor ce o compun. Pe parcursul spectacolului, statuile au și momente de pauză de câte 10 minute sau se schimbă cu un alt protagonist. În mod normal, aceste statui nu sunt creații identice ale decorațiunilor. Noi le-am reinterpretat, sigur, sunt multe lucruri pe care am încercat să le realizăm astfel încât să atragem publicul și să explicăm de ce și cum se realizează o statuie vivantă. Oradea Heritage și-a propus să prezinte conceptul statuilor vivante și în alte localități, astfel încât publicul să se bucure de acestea, la fel ca și în marile capitale europene. Evenimentul ce are loc zilele acestea în centrul orașului Oradea este anual și are tematici diferite. Surpriză pentru iubitorii de pizza și de burger. Pofticioșii se pot bucura de acum de o pizza burger, o specialitate care îmbină ambele preparate. Cum au reușit să fie combinate cele două feluri de mâncare, știe colega mea, Mădălina Lambrinoc. Bun găsit, Mădălina, te ascultăm! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Mare atenție! Urmează imagini care vă pot afecta papilele gustative. Dacă ați ști cum miroase aici, îmi pare rău că nu se simte mirosul prin camera de luat vederi. Ar putea părea că am în față un burger apetisant și delicios, însă, în realitate, surpriză, am o pizza în formă de burger. Cum s-a ajuns la această formă, ne spune chiar acum Andrei Cristache. Trebuie să recunosc, pentru mine e impresionant. Ce avem aici, Andrei? Bună ziua și bine ați revenit pe la noi aici. Într-adevăr, avem o pizza burger, mai multe pizza burger. E un produs nou în România, nu știu dacă se mai face undeva, de fapt sunt convins că nu se mai face nicăieri, și este o reinterpretare a burgerului clasic. Aș putea să jur că aceasta este o chiflă de burger. Este sau nu? Practic este un blat de pizza, doar că l-am băgat în cuptorul pe lemne pe care îl avem noi, în formă de chiflă. Am făcut aceste chifle. Carnea din burger este făcută în stilul în care preparăm și sosul ragu de la pastele al ragu.
Și toate ingredientele din burger sunt practic ingredientele pe care le folosim la pizza. Adică am evitat să folosim acea brânză care se pune la cheeseburger. Spre exemplu, noi folosim mozzarella. Folosim mozzarella de bufala, avem un burger și pentru cei care nu mănâncă carne, un burger cu tofu și tot așa, produse pe care le folosim la toate pizzele pe care le avem noi în locație. Stai puțin, uite, aici am un burger cu ce fel de carne? Pizza burger, mă scuzați. Acolo este un pizza burger cu carne de vită. Aveți mai multe sortimente? Există pizza burger cu mai multe sortimente de carne? Avem libertatea de a le combina felurile de carne, sunt făcute la noi în restaurant și atunci am combinat vită cu oaie, vită cu porc, pui și așa mai departe. Nu ne oprește nimeni să ne dăm frâul liber imaginației. N-am cum să nu te întreb cum v-a venit această idee. Datorită copiilor care ne calcă pragul, având și loc de joacă în restaurant, părinții nu știau cum să-i facă, să-i mai păcălească, să mănânce tot la masă. Și atunci unul dintre copii a zis, da, eu vreau o pizza în formă de burger. Atunci a venit ideea și așa a plecat delicatesa aceasta. Andrei Cristache, mulțumesc tare mult. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să aibă și ceva mai puține calorii decât un burger adevărat, zic bine? Sigur, așa este, datorită ingredientelor fresh pe care le folosim și carnea, modul de preparare al cărnii, al chiflei, sunt mai sănătoase și mai, cu mai puține calorii. Pe mine m-ai convins să încerc, o să rămân în continuare aici să încerc această delicatesă deocamdată atât de aici înapoi în studio. Mulțumesc, Mădălina! Emoții pentru Cristian Sabah, vedeta canal, de a participa la serbarea de sfârșit de an a micuților săi, Anais și Geo. Iar când i-a văzut pe scenă, s-a simțit în al nouălea cer. Alături a fost și soția sa, Iulia, care la rândul ei a fost mândră de calitățile artistice ale celor doi copii. Într-o atmosferă ca la Hollywood. Așa s-a desfășurat serbarea de sfârșit de an a micuților lui Cristian Sabah, care au încheiat încă un an de grădiniță. Îmbrăcați în ținute de gală, asemenea unor staruri, Geo și Anais au mers pe covorul roșu și au urcat pe scenă pentru câte un moment artistic. Locul ca de magie, unde cel isteț știe că aici va învăța zi de zi câte ceva. Din public, Anais, în vârstă de 6 ani, a fost susținută de părinții săi, Cristian și Iulia Sabah. Pentru ea, aceasta a fost ultima serbare de la grădiniță, în timp ce pentru fratele său, Geo, în vârstă de 4 ani, a fost prima. E un moment important și trebuie să fii alături de ei, să-i susții. Mi-amintesc și eu că acum 10 ani era... Știi, abia așteptam sărbătoarea asta de final de an, pentru că urma vacanța, urma să pleci la mare, la munte, știi, erau săptămânile alea de libertate de plină. Este ultima sărbare a lui Anais și prima sărbare a lui Geo și avem mare emoții. Ei place să fie pe scenă, să atragă atenția, să pozeze. Și pentru că tematica sărbării a fost Hollywood, fiecare copil a fost recompensat cu o diplomă și cu o mini-statuetă Oscar, exact ca vedetele din cetatea filmului. Super, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut că am dansat și că au zis toți copii poezii, mi-a plăcut tot. S-au descurcat minunat, sunt tare mândră de ei. Au fost excepționali, având în vedere că au fost foarte multă pregătire, foarte multă implicare, atât din partea colegilor mele, cât și din partea părinților. Sunt tare mândră de ei. După serbare, micuții s-au bucurat de o petrecere și de un tort delicios. Mâncăm de parcă ar fi vreme de război. Într-adevăr, există unul, este războiul scumpirilor. Ca să nu mai cheltuie o avere pe mâncare, tot mai mulți înlocuiesc unele alimente proaspete cu cele conservate, iar în locul fructelor și legumelor din piață le preferă pe cele congelate. Am luat, cred că 22. Cu un coș plin ochi, cu roșii și pește la conservă, această femeie spune că economisește 10 de lei renunțând la alimentele proaspete. Un meniu demn de vremuri de război. Păi suntem tot timpul într-un război, nu? Cu prețurile și cu banii care sunt atât de puțini. Bine ar fi fost să avem mai mulți bani și să cumpărăm și mai proaspăt și...
Oferta asigură toate cele trei mese pe zi. Pe rafturile acestui magazin găsim conserve cu fasole și cârnați, cu carne de porc și ciorbă. O singură masă la conservă costă între 3 și 15 lei. De care preferi? Dintre asta cu cârnăciuri, cu costiță, mi se pare că scăpă mai ieftin. Economisim și timp și bani. Și produsele congelate sunt salvarea celor care abia își mai duc traiul de pe o zi pe alta. În galantare găsim chiar pulpe de pui împachetate individual. Am cumpărat 3 pulpe de pui congelate. Vine ambalată, nu mai trece prin diferite mâini și mi se pare că este igienic. Congelate sunt, adică nepicant și nepicant. Calculele arată că înlocuirea unor mâncăruri din produse proaspete cu opțiuni la conservă sau congelate aduce o economie de 16% pe an. Pulpele de pui congelate costă aproximativ 11 lei pe kilogram. Haideți să vedem cât sunt în piață. Pulpele de pui proaspete costă aici 15 lei pe kilogram, așadar o diferență de 4 lei. Comercianții au văzut interesul ridicat pentru tot ce este conservat sau congelat. Este de 2 sau 2,2 ori mai mare vânzarea față de aceeași perioadă anului trecut. Este o preponderență, să zic așa, o afinitate. Practic deschizi borcanul de conserve și gata, le pui pe masă. Mâncarea la conservă costă în medie cu 20% mai puțin decât cea proaspătă. Maria Barnoschi s-a simțit ca o prințesă în vacanța din Italia. Vedeta Canal D s-a plimbat pe străduțele înguste și pline de culoare de pe coasta amalfitană și a descoperit peisaje de o frumusețe rară, așa că noi am invitat-o astăzi alături de mine, împreună cu Otto. Bine ai venit, Ana! Bine te-am găsit! Cum a fost în Italia? Ce ai descoperit acolo? A fost foarte frumos în vacanță, a fost o vacanță foarte reușită. Toată vacanța a fost reușită. Mi-a plăcut foarte mult. Peisajele sunt... de vis. Ce să spunem? Otto te-a însoțit? Măi, cum era? Cum era să-l iau și pe el în vacanță? Nu, nu. Căței rămâne acasă cu bunica când plec în vacanță. Te-a atras ceva în mod deosebit? Hai să o luăm așa. Am stat 4 zile în Capri și încă vreo 5 pe toată coasta amalfitană. Și am vizitat Amalfi, Positano, Ravello, Scala și așa mai departe. Nu pot să spun că m-a atras ceva. Totul este frumos. Insula Capri este minunată. Ne-am plimbat și cu barca să vedem insula și de pe apă. Și ne-am plimbat și pe insulă. Am urcat și cu telescaunul. A fost frumos. Italienii sunt renumiți pentru preparatele culinare. Tu înțeleg că mănânci, deși arăți extraordinar. Mulțumesc frumos și tu arăți foarte bine. Mulțumesc. Ce te-a atras? Ce fel de mâncare a lor ți-a plăcut cel mai tare? Păi mie îmi plac în general fructele de mare. Și mănânc fructe de mare de câte ori am ocazia. Acolo, mai ales fiind la mama lor, îți dai seama că sunt extraordinar de bune. Mi l-ai prezentat pe Otto. Spune-mi și ce tabieturi are. Otto, înainte să-ți spun de tabieturile lui, aș vrea să fac un anunț. Ia fă-l. Este în căutare de iubită. Au! Deci toate potențialele iubite, viitoare iubite pentru Otto, să-mi scrie, să mă caute, să stabilim o întâlnire. Vă rugăm frumos, îl vedeți, a venit aranjat frumos, stă la poză. Ce rasă e? Amintește celor de acasă. Este pomeranian. Pomeranian. Este pomeranian, are 4 ani și caută și el o iubită. Pentru că până acum n-a avut niciuna. Am înțeles. Doresc să-l căsătorești pe Otto. Îmi doresc, da. Am înțeles. Așa, iar legat de tabieturile lui, mănâncă de 2 ori pe zi. Îl scoate de vreo 4 ori pe zi afară. Are nevoie constantă de atenție și iubire, multă. Dar mai ai 2 cățeluși. Mai am 2 cățeluși, da, încă 2 pomeranie. Wow! Am o familie întreagă. Da, știm că ești iubitoare de animale, lucru pentru care te felicităm. Spune-mi, revenim la vacanța din Italia. Ți-e greu să-ți faci bagajul? Mai n-aș spune că mi-e greu.
depinde de timpul pe care îl am. Dacă n-am prea mult timp la dispoziție, da, mi-este greu. Dar dacă am timp la dispoziție, stau, îmi fac ținutele dinainte, mă probez, mă uit exact ca să nu-mi iau lucruri de care nu am nevoie în vacanță și să nu-mi umplu bagajul cu o grămadă de chestii care nu sunt necesare. Cât timp îți rezervi pentru a face bagajul? Cu o zi înainte sau pornești de cu o săptămână înainte? Depinde. Dacă n-am timp cu o zi înainte să fac bagajul, că am alte lucruri de făcut, încerc să mă încadrez în timp, să-l fac cu două zile înainte sau cu trei zile înainte. Stau câteva ore să-mi fac bagajul. Nu pot să nu observ că arăți extraordinar și cei de acasă pot vedea lucrul acesta. Cum este pe platourile de filmare de la Roata Norocului? Cum te înțelegi cu Bursucu? Se poate vedea că ne înțelegem foarte bine. Este o atmosferă plăcută, relaxată. Ne distrăm pe platourile de filmare. Eu fac toate prostiile, cum de altfel se știe. Îl chinui mereu pe Bursucu, dar asta este sarea și piperul emisiunii. Apropo, eu întotdeauna m-am gândit atunci când te privesc de acasă și văd ce vibe bun ai de fiecare dată, tu ai vreo zi în care ești tristă? Bineînțeles, nu este totul doar lapte și miere. Normal că am și eu zile în care poate nu mă simt bine sau care poate se întâmplă ceva, dar încerc de fiecare dată să fiu optimistă și cumva să trec peste acele stări. Adică, spre exemplu, uite, îți dau un exemplu banal. Dacă mi-am propus mâine să merg la sală și mă trezesc că nu mă simt bine sau nu am chef, încerc să mă motivez și să fac asta chiar dacă nu am cea mai bună stare. Ce surprize pregătești pentru vara aceasta? Nu prea multe. Vara aceasta o să o petrec pe litoralul românesc. Poate din toamnă o să mai plec într-o vacanță în afara țării. Unde? Nu m-am gândit. Mă gândeam în Grecia, Turcia, ceva, poate Spania. N-am stabilit nimic încă. Sunt doar la un gând. Și o ultimă întrebare. Cum te menții în formă? Ce faci pentru asta? Sport? Dietă? Măi, dietă n-am ținut niciodată în viața mea. N-am ținut dietă, să știți, nu țin dietă. Te invidiem și îți mulțumesc tare mult pentru astăzi, Ana. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă mulțumim că și ieri ați urmărit știrile Canal D, când jurnalul de prânz a fost pe primul loc la nivel național. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro. Acolo unde printre principalele subiecte găsiți prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, dar și detalii despre azilul din Mureș, unde au fost găsiți oameni ținuți în condiții greu de imaginat. Tot de pe site aflați cum a câștigat un bărbat cu deficiențe de vedere procesul cu o companie de ride-sharing din capitală. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi mai mult senin, except în regiunile nordice, unde spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, precum și în nord-vest și est. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în depresiunile din Maramureș și estul Transilvaniei și 31 de grade în lunca Dunării. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, mult mai senin. Mercurul din termometre urcă până
până la 28 de grade în Pitești, la fel și în Târgoviște. În Transilvania, atmosfera va fi în mare parte însorită. Valorile termice urcă până la 26 de grade în Cluj și 28 de grade în Alba Iulia. În Moldova ne bucurăm de vreme plăcută cu soare. Se vor înregistra 28 de grade în Galați și 26 în Piatra Neamț. În vestul țării se anunță o zi frumoasă cu temperaturi plăcute și atmosferă însorită. Se vor înregistra 29 de grade în Arad, iar în Timișoara vor fi 30 de grade. În Oltenia, cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă până la 29 de grade în Craiova și 30 în Slatina. În Dobrogea avem vreme frumoasă și caldă. Se vor înregistra 28 de grade în Constanța și tot atâtea în Tulcea. În capitală, vremea va fi frumoasă cu temperaturi în creștere. Valoarea maximă va fi de 29-30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. În termometre, valorile termice nu vor depăși 16 grade. Mâine, bucureștenii au parte de o vreme caldă și frumoasă cu cer mai mult senin. Vântul va sufla slab spre moderat, iar temperatura maximă va fi de 34 de grade. La munte, vremea va fi predominant însorită cu cer senin și puține precipitații. Vor fi 18 grade în Semenic și 19 vom avea în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi bună de plajă. Mercurul în termometre va urca până la 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla cu 10 km pe oră. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 14 și 23 de grade. O după amiază frumoasă.